Salut și bine v-am regăsit la un nou episod din BIMNG. Episodul ăsta o să testăm marca Nissan, deoarece mi-ați lăsat voi pe acolo niște chestii și am găsit și eu niște modele mai șmechere. Patru modele. Clipul ăsta o să fie ceva mai scurt. O să vă zic pe parcurs, undeva la 15 minute. Deci nu o să mai avem timp să facem toate. Hai, fac toate alea. O să fac un clip special, probabil. O mare parte dintre voi deja știți ce s-a întâmplat. Și asta explică multe. Că nu mai am viziera, bine, am scos-o. E ok. E ok casca. Însă capul meu nu e foarte ok. Am avut o întâmplare mai nefericită. O să fac un clip special ca să nu credeți că s-a întâmplat ceva grav. Pentru cei care nu se uită la episoadele cu BIMNC sau mai știu ce. Deci o să fac un clip special. N-am nimic grav, foarte grav, adică din moment ce sunt aici și încă filmez, e clar că mă simt ok, adică în stare să fac chestia asta. Am, nu știu dacă se observă, e cam umflată aici mâna, deci se continuă așa toată. Știți că normal e denivelare aici și na, probabil se observă la asta că e mai subțire. Asta e groasă. Mi s-a umflat și mai am unele zone ale corpului. Bă, cu ce viteză am intrat, mă? Mai am unele zone ale corpului în care sunt zici că a luat cineva un marker negru aproape și mi-a dat acolo și a băgat cu pompa și m-a umflat cum ar fi piciorul. Da, în fine, o să vă fac un clip. Eu sunt ok, motocicleta o să ne vină camera, o să o punem pe canci bicicletă. Să zic așa. O să o duc acolo. Deci o să facem doar testul de viteză și băușitură frontală. Sau impact frontal, cum vreți voi să ziceți. Și dacă avem timp, le aruncăm și de pe munte. Asta e cea mai jupată, cea mai înceată. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă mă susțineți în continuare și dacă vă place această serie. E agonie, dacă vedeți că mă strâmb, așa înseamnă că mut piciorul. Nu! Oh. Asta a fost la limită. Merge să-i schimb motorul, să pun ceva mai ok pe aia, mai rapid. No, o să-i scot atunci. Nu de astea, gen, să încurce. Stai, deci mi-e greu și să văd, mie... Nu, volan nu am nevoie. N-am nevoie de stopuri. Da, ok, de nemi. N-am nevoie de stopuri. Așa, ok. Lol, cum arată. Se vedea și ea prin ea. Bun, sunt curios. Cam așa arată interiorul. Nissan Silvia, dacă nu mă înșel. Parcă Silvia. 200 SX-ul. Parcă. 200... De ce pe aia scrie 200 și acolo scrie 240? GX sau X. Asta e, în fine, un Nissan ca ăsta. Seamănă cu Silvia, totuși. Știu că aveam în NFS World. Și mergeam pe acolo. Și să vedem 170. E ok. Foarte ok. Pentru 170 e foarte ok. Ați văzut, am avut alte mașini care se făceau țândări. Hai să luăm acum, uite, Amera clasică. Ăsta e puțin, n-am văzut în viața mea în realitate mașina asta. E puțin mai ciudățică ea. Eu n-am văzut-o în viața mea, vreau să vă spun. Mașina asta. Dacă voi ați văzut-o, șmecher. Sau probabil am văzut-o, dar nu știam că e Nissan. Dacă te uiți dintr-o parte, așa zici că e un Mercedes. Bo, tu zici că e un Logan și spatele e așa de Mercedes. Pur și simplu. S-a îndoit? Stai, deci am îndoit-o că am pus frână și am dat înapoi. Da! Se îndoaie când vreau să plec de pe loc și dau cu spatele. Se îndoaie tabla pe ea. Vai de capul meu. Bine, pare de viteză. Adică, doar pare. Bordul îmi place, 160, negaminte, uite, 180 are de bea... Acum de bea. Ăla-i Skype acolo? Are o icoană? Da! Hai mă că ia ceva viteză. Bă, chiar ia! Spre deosebire de alte mașini. Da, am mai avut problema asta. La început, înainte să încep filmarea, am testat mașinile să văd dacă îmi face chestia asta, deoarece sunt unele mașini care mi se blochează jocul în momentul în care ele se bușesc. Dar
Cam așa arată. Uitați pedalele acolo. Nissan, primul Nissan. Bine, le avem în ordine. Lui ăsta îi dau 6, lui ăsta îi dau 4. 4 înseamnă că nu trece. Adică le dăm note. Vedem și pe munte după. Nu mai pot să fac și aia. Deci, clipurile care le voi pune azi nu vor fi foarte lungi. Probabil o să fac și un clip de 10 minute. Bine, să am ce face în alea 10 minute. Nu, bă, salut. Am venit și eu și gata. Dacă nu vedem. Bine, în 15 minute am ce să fac. 5 minute am terminat deja două mașini la frontal. E foarte ok. Deci, eu sunt ok, doar că trebuie să strâng bani să repar scârța. Acum. Echipamentul e ok, dacă n-aveam cască, nu mai eram aici să filmez, o să vă explic eu. 240, 240 s-a făcut ciumeg. Bine, notele sunt date în funcție de, că de exemplu dacă ar fi să o bușesc și pe asta cu 140 cât am bușit-o, pe aia probabil ar trece. Viteza care poate să o ducă maxim. Și la viteza aia dacă stă ok, de exemplu. Cam așa decurge testul ăsta. La asta îi dau 4, nu trece. Skyline-ul nu l-am testat. De fapt l-am testat, l-am bușit parcă înainte să încep să filmez. Are tracțiune pe toate roțile, e ok. Și cred că și asta e un 200 și. Mi-a transpirat mâinile, dar nu pornesc, ăla că face zgomot și e destul de nasol. Oho! 260, 270, da. Cu 270 face praf. Ciuciuc. Uite, Toba, e un șarpe, e un mic șarpe. Bă, deci, în concluzie, stați în portbagaj. Cel mai bine, stați în portbagaj. Bine, ia, dacă aș bus și eu cu 140... Prinde 140 până acolo, cred că da. N-a prins, dar e relativ ok. Mă depărtez puțin mai mult. 140-150, cât avea prima, dar a trecut testul. Deci, o mașină mai înceată, e o mașină mai safe. Iar s-a înduit. S-a rupt, fii atent că s-a rupt. Toamne. Ca Opel-ul ăla, când vreau să pun frână de mână, adică așa, fugeau roțile de spate. Acum prinde 140. 140 are, da. Easy, la 140 ar trece, dar fiind o mașină puternică, trebuie să o testăm la viteza ei maximă. Bun, acum, nu la moduri. O să mergem. Uite, m-a pus mai pe porcării. Nu, no, scuzați-mă, dar mi-e cam greu să mă concentrez pe ceva. Și să mă scarpin. Bun, o să le testăm acum pe munte. Deci, doar aia înceată a trecut testul, să zic așa. Testul pe mapa aia, pe poligon să-l numim, ok? De ce pana mea nu merge? Alt... Nu. No. Probabil mi s-a buguit OBS-ul. Încerc să fac ceva, dar nu merge. În fine, nu e nimic să deranjeze. Atunci la loading screen-ul ăla am făcea urât. Au. Aici nu prea mai contează viteza care o voi prinde, deoarece ea o să cadă și o să-și ia viteza atunci. Acum vedem cât de mișto sunt ele făcute în joc. Deci, nu bag mâna în foc că astea sunt ca în realitate. Fac jocul ăsta de distracție, probabil ați înțeles. Nu e gen, mamă, bă, cum s-a format, gata, nu mai cumpăr sau nu știu ce. La mașina care bag mâna în foc, e aproape ca în realitate, e mașina cu care m-a spawnat la începerea hărții. Aia am văzut clipuri, am citit, e aproximativ chiar foarte, foarte aproape de cum se formă în realitate. Dacă găsesc video respectiv, o să vă las un link. Dar nu clipul ăsta, că nu o testăm. Cum e, șoferuț? Șoferuț? E ok, șoferuț? Nu e ok, șoferuț. Ba, e ok, șoferuț. E ok. Na, nu e bine să stați în portbagaj dacă picați de pe munte. Să știți, măcar. Bun, deci asta îi dau un 8. Adică a fost destul de ok, a mea era clasic. Au, asta e mașina aia care nu înțeleg. Doare, bă, nasol. Asta se formă naibii de aici.
Face lag, când se bușește asta, asta îmi face lag, am 20 FPS. Bine, 25. Da, de fiecare dată când se... Fii atent, că rămâne pe aici. De fiecare dată când se bușește, înframează nasol. What? Se aprind alea singure. E giugiuc. Hai mă, nu se bușește și ea, păi așa asta... N-are niciun stres dacă... Ăla-i mă, dă-i, dă-i pe plafon să doie tot pe ea. Asta e easy. Ok, hai că nu mai e așa easy. Nasoale astea. Hai că s-a înduit. Nu, nu s-a bușit atât de mult cât s-a lovit. Cât s-a lovit cealaltă. Dar și asta a suferit. Cât de cât. Ți-ar fi intrat chestia aia în cap. La asta îi dau un 6, pentru că ușa aia, cel puțin din camera care o aveam eu în joc, tot în joc și eu, îi dau 7. 7 spre 6 sau 6 spre 7, cum vreți voi să ziceți. Bă, live de seară, nu știu, vă anunț pe Facebook, uitați-vă și voi pe pagină, știu că nu prea postez clipurile când e. Asta e deja caput. A prins-o, ai că s-a salvat că s-a blocat aici. Că altfel până jos era vraiște. Nu știu dacă fac live. Dacă mă simt ok, fac live. Că nu pot să fac un live 2 ore. Ar fi ciudat. Dacă mă simt bine, fac. Mă refer să întreagă durerea asta de cap. Probabil după ce mă bag, mai filmez un clip cu lumina lui Dumnezeu și după o sting, că nu mai e. Și și cald. Și degajă căldură chestia aia. Ok, fără mișcări bruște. O să vă explic cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Să vă mai zic și niște chestii și... Na, o să vină un video, probabil pe ziua de azi, nu știu, după ce vin de la liceu să filmez. Fuuu, bă da, asta sare titirez, bă! Bă, dar toate Nissan-urile astea, mă, ok, au așa noroc, știi? Uite, și asta e ok. Parțial, uite, na. E ok, bine. Puțin cam nasol că... E acolo apăsat, ușa s-a deschis. Tot 6, nu-i dau mai mult. Acum hai să vedem și skyline-ul. Ce face? Episodul următor s-ar putea să facem ceva șmecher, să luăm mașinile care au luat nota cea mai bună de la noi din clipuri, că am mai multe, și să le testăm cu un tank. Da, o să mă urc pe ele cu tankul și alte chestii. Am găsit chiar și nu știu, nu e tank. S-a salvat și asta? Nu. E ceva care merge și pe apă. Și e super șmecher aia. O să testăm și pe aia. Bine, la aia o să caut o mapă specială. Deoarece e foarte, foarte dură. Bă, asta se și buguiește, mă. E mai scad un punct că se buguiește. Glumesc. Deci, interiorul intact. Intact. N-are nimic. N-are nimic interiorul ei. Stai că nu mai nimeream butonul. Ok, s-a înduit, ăla-i. Am ce scade acum. Hai mă, nu te opri mă pe aici. E, asta e aproape oricum. Zici că e altă mașină așa, zici că e ceva micuț, știi? Bă, asta chiar arată destul de ok, pot spune. Dacă observați acolo unde e scaunul, se observă cât de cât. Nu e așa lăsată, gen să fie ea lipit de aia de la scaun tetieră, să zic așa, dar... E, ciudată tetiera aia, dacă aș putea o numi așa. La asta îi dau un 8. Și să zic așa, un rezultat final, să vi le arăt aici, asta 7. O știți, o să arăt. Deci asta un rezultat final 7. S-a descurcat destul de ok. 7, 6, pe acolo. Asta a mea era clasicul un 5. 6, maxim, 9, nu, 5, dar ce acolo s-a făcut drojdie. Și aici a adus-o destul de ok, nu-mi place că se aprind chestiile alea așa. De ce? Ok, înțeleg, dar de ce? GTR-ul frontal, papa, și aici toate s-au descurcat ok, dau un 5 overall, așa. De întregul un 5. Ok. Și asta, mândra, care doar portbagajul a mai rămas de ea,
5. Deci, luați-vă mașină înceată și sunteți safe. Viteza ucide. Și nu doar la mașină. Da. Bun, mie nu mai întrebe oricum. Bine, o să mă mai plin cu motocicleta, dar... Nu așa. Bun, hai că v-am lăsat. Ne vedem data viitoare. Era să zic data trecută. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Scuzați că a fost așa scurt. Într-un fel sau altul a fost destul de scurt. Cam așa vor fi clipurile până îmi revin, până o să fiu, să zic, ok, ca să pot să filmez ca înainte. Bine, și acum pot filma, nu vă imaginați că mă forțez. Că n-aș filma dacă m-aș forța. Dar nici să exagerez, că da. Bun, hai că v-am lăsat. Cu asta arăt că nu pot să ridic asta, știți, semnul mi-au așa. Și ne vedem data viitoare, baftă! Pa! Și acum să dau să închid, că e tot aceeași mână, nu? No. Stop, bă, salut!